și 3 de ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru Abdullah Ataș, turcul, milionarul turc, cunoscut de altfel și ca fiind regele veiozelor, care pe data de 2 august 2014 l-a accidentat mortal cu autoturismul pe Gheorghe Ionescu, polițistul de la brigada rutieră, cunoscut fiind ca și Dulăul. Așadar, o decizie mult așteptată și iată ani de zile de procese. Pe scurt, doamnelor și domnilor, vă reamintesc faptul că era într-o seară, într-o dimineață la ora 3:30, acest turc milionar era beat mort, a băut toată noaptea, nota de plată era atunci undeva la 2.000-3.000 de euro. S-a urcat așadar băut la volanul autoturismului, iar la un control de rutină, turcul nu a vrut să oprească în momentul în care Gheorghe Ionescu l-a oprit în trafic. Testat fiind cu aparatul etilotest, acesta avea o alcoolemie de 1,65% și de altfel avea o viteză de peste 200 de kilometri la oră. Spuneam că nu a vrut să oprească la filtrul poliției. Gheorghe Ionescu mai era acolo cu alți polițiști de la brigada rutieră și a continuat drumul, l-a târât aproape 350 de metri pe Dulău, pe capota autoturismului. De îndată, Gheorghe Ionescu a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Din nefericire însă, pentru că avea foarte multe fracturi, la 3 săptămâni a și decedat. După ce s-a întâmplat acest episod, evident, Abdullah Ataș a fugit de la fața locului, dar polițiștii de la brigada rutieră l-au prins la scurt timp. Pe tot parcursul acestui proces, Abdullah Ataș s-a tot plâns în fața judecătorilor pentru faptul că nu ar fi beneficiat de presumția de nevinovăție. Mai mult decât atât, ar fi cerut și refacerea rechizitoriului. În pușcărie însă, pentru că de atunci el este sub măsura arestului preventiv, a avut parte numai de necazuri și asta pentru că ceilalți deținuți mereu s-au luat de el și l-au condamnat pentru fapta pe care, iată, a făcut-o vis-a-vis de Gheorghe Ionescu. De asemenea, se plânge că nu mai poate în pușcărie, că are nevoie de consiliere psihologică. Pe de altă parte însă, Cristina Ionescu, văduva lui Gheorghe Ionescu, în toată această perioadă, am tot văzut-o, Mihaela, pe la Curtea de Apel București, pe la Tribunalul București, spunea că tot ce își dorește este să facă dreptate și cel vinovat să plătească, pentru că pe bărbatul ei nu îl mai aduce nimeni înapoi. Ne reamintim, doamnelor și domnilor, faptul că Gheorghe Ionescu, Dulăul, așa cum noi cei din presă îi spuneam, pentru că am fost la foarte multe razii împreună, a fost înmormântat cu onoruri militare și a lăsat, iată, și în ziua de astăzi un gol în sufletele celor care l-au cunoscut și mai ales în sufletele colegilor săi de la Brigada de Poliție Rutieră. Mulțumesc!